Mi-aduc aminte din lumea fotbalului. Păi, eu știu că Gabi Tamaș a încercat să... Mă rog, ai avut un conflict cu Gabi. Nu, nu, nu. Și o prietenie după aia la... Nu, n-ai spune că ne-am luat la bătaie, pentru că nu cred că nu i-aș face față lui Gabi Tamaș. Eram într-o stare... într-o stare foarte... Sufletească deosebit. Stare sufletească foarte, foarte nasoală. Era 5 dimineața, eram în centru vechi, în vintage. Eu mă îmbătasem foarte tare, ieri se îmbătase foarte tare și știu că la un moment dat și-a dat tricoul jos și a zis hai să ne batem, dar nu mi-aduc aminte de ce. Mi se pare că eram cu o fată și o colegă și colega respectivă nu știu ce i-a spus și el i-a răspuns urât și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Au intervenit bodyguards-ii, ne-am despărțit amiabil până la urmă. Da, mi-a plăcut și în carte, adică, cum să spun, cartea e foarte sinceră și în carte scrie câteva, de multe ori, m-am îmbătat, nu știu ce. Bun, dar acolo ce ați avut și un concurs care bea mai mult cu Tamaș, nu? Nu a fost neapărat un concurs. Da, pe mine, știți ce m-a fascinat? Asta mi-a ducat. Dom'le, eu când ies, eu beau foarte mult. Beau mult, mult. Adică într-o seară am numărat, am băut 38 de șaturi. Chiar am 38 de ani, am băut 38 de ani. Deci ăla a fost recordul filmat, ca atare. Știu că am băut șaturi, cât beam eu două șaturi, Tamaș bea 10. Adică era ceva. Am zis, dom'le, vezi ce înseamnă totuși profesionistul. Adică te băga în buzunar la asta. Da, 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 da. Da, un mare profesionist. La băutură sau la fotbal? Și la băutură și la fotbal, adică se poate...